Neața lume, bă, înainte să începe, știu că tricoul meu e foarte șifonat, dar am căutat după el prin dulap sau așa arată, nu-mi găsesc șapca și așa mi-e părul sau shut the fuck up și hai să începem. Astăzi o să vorbim despre Black Clover. Pentru cei ce nu știu, Black Clover este un animeu și cam atât. Ca să vă explic, trebuie să o iau de la început cu basic-urile. Lumea din Black Clover este o lume a magicienilor. Cine are magie este foarte bun, cine nu este un cu noi. Animeul are două personaje principale, pe Asta și pe Yuno. Yuno fiind ăla foarte bun, geniul, ce are foarte multă magie, și Asta fiind ăla foarte noob. N-are deloc magie și e praf, ca toți eroii principali din animeul. Ok, odată la nu știu câți ani, vrăjitorul bătrân de la ei de acolo i-a adunat pe ăștia tineri să le dea o carte, se numeau Grimoire, ci că le amplifica puterea. Și na, i-au adunat pe toți, au venit și Asta și Yuno. Acum, cărțile astea aveau pe spate un trifoi. Da, bun, ăsta e, trifoi. Cu o foaie, două foi, trei foi, patru foi, cinci foi. Presupun că aveau, nu știu dacă erau și mai mult de cinci, bă, nu. Și Yuno primește o carte, un grimoire din ăsta, cu patru foi, știi? Clover. La mea. Nu cred că pot spui acum, aici. Trifoi cu patru foi. Și ălea erau gen legendare, știi? Cine avea grimoire din ăla era super șmecher. Scopul personajelor din acest anime e să devină Wizard King, știi, regele vrăjitor. Cam pentru asta se luptă cu Naruto, se lupta să devină Hokage, ăștia vor să devină regele vrăjitor, na. Și ăla cu a avut un grimoar cu patru, cu trifoi cu patru foi pe spate, fută-i rasa lui. Ok. Da, Yuno primește una din asta cu patru și Asta primește unul cu cinci. Iau pe asta. Asta iau pe asta. Dacă... Ok, dar că alu Asta e atât de vechi și de mucegăit că nimeni nu știe ce face cartea aia, de ce arată așa, pula mea. Ca și poveste au basic stuff ce găsești în toate animeurile de lungă durată, gen Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter chiar, da. Doi orfani, pentru că trebuie să ai orfani, ce animeu de lungă durată n-are orfani. Unul foarte slab, prieten cu ăla foarte bun, dar mai târziu ăla slab ajunge să-l bată pe ăla bun. Bă, deci, deocamdată au apărut de-abia 21 de episoade din Black Clover, așa că, na, nu știm prea multe, dar sunt foarte intense. Toate sunt faine. Ai, gen, dacă ai 3 episoade în care, nu știu, să vorbească și restul numai pe bătaie, acțiune, vin răufăcători după răufăcători și trebuie să bată cu ei, povestea e foarte faină, ținând cont că sunt magicieni și sunt na, ăștia de la țară și nobilimea, care nobilii, bineînțeles că se uită de sus la ăia și de asta fac mereu mișto, el plus că n-are nici magie, a venit de la orfelinat și mereu fac mișto de el. Doar că el e atât de bun încât le dă peste nasă lor și îi făcut atât de bine povestea încât te ține captivat, știi, chiar vrei să dea în ei, să le arate că e bun și să ții cu el. Bă, e făcut foarte bun anime, n-am ce să zic. Povestea e foarte faină. Și mai aștept episoade, nu știu, sper să aibă ceva, nu știu, vreo 300 de episoade, că e foarte bun. Dar, știu ce am, Asta n-are deloc magie, dar cu grimoarul ăla lui scoate o sabie ce taie magia. Deci, cap și-a băgat până la toți magicienii. Ai o sabie ce taie magia. Și toată lumea folosește magie. N-ar putea să bată nimeni, bine, plus că na, e la început și nu poate tăia orice fel de magie, dar... Când o să mai avanseze și o să devină super șmecher, n-ai ce să faci, că nimeni nu se bate cu, să zicem, cu pumnii sau cu picioarele. Toți folosesc magii și el are sabie ce taie magii. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta. În concluzie, Black Clover e nașpa. Nu, you suck. Black Clover e foarte fain. Dacă vezi primele, de fapt, din primul episod e basic, se explică foarte multe chestii și te face să te uiți. E foarte bun. Povestea e foarte bună. Sau ia, Black Clover. Nu e nașpa. E bun. A trebuit să te uiți. Dacă cineva zice că e nașpa, nu-l asculta. Fiecare cu părerea lui. Salut, pa!